În piețele din Alba Iulia, la producători, kilogramul de cocoșar costă între 4-6 lei, de vinete 2,5-3 lei, iar de castraveți 3 lei. Morcovii se vând între 2 și 3 lei, ceapa albă 2 lei kilogramul, în timp ce kilogramul de ceapă roșie costă 4-5 lei. Prețurile sunt mai mari față de anul trecut, mai ales la cocoșari, afirmă cumpărătorii. Pentru ce cumpărați ardeiul? Să facem zacuscă, pregătiri pentru toamnă, pentru iarnă. E scump ardeiul sau ieftin anul ăsta? La ora actuală, eu zic eu, după câte producere mare, e destul de scump. Da, pe cuvânt de mine. Restul, ce să facem? Asta e viața, asta e piața. Și vinetele? Vinetele, într-adevăr, am luat din cetul în cetate un preț accesibil mai bun. No, și se negociază. Tot e bine că se poate negocia. Le ai calitate mai mare, se negociază. Pentru zacuscă vă pregătiți? Nu, că mi-am făcut zacusca. Mi-am terminat-o deja. Asta vreau să-mi pun la pungă pentru iarnă. Cum vi se pare prețul la vinete? Eu le-am luat mai ieftine înainte, dar acum pe ultima sută de metri le luăm și cu 3 lei. Ce să facem? Comercianții, în marea lor majoritate și producători, spun că prețurile mai ridicate la unele legume sunt cauzate de sumele mari pe care le-au cheltuit pentru a avea o recoltă de calitate. Condițiile astea merge vânzarea? Aveți clienți? Da, noi ca producători direcți, da. Da. Deci suntem căutați chiar și acasă și telefonic și da. Problema noastră este irigația. Natura nu ne ajută și chestii de genul ăsta. Nu avem semințe corespunzătoare, nu avem... Da. Arătura nu poate fi efectuată din cauza secetei, la adâncimea necesară morcovului, la astea trebuie foarte multă apă, subvențiile sunt limitate. Comercianții sunt dispuși să negocieze prețurile, căci nu există piață fără târguială, dar doar clienților care cumpără cantități mai mari.